Bună tuturor! Astăzi se recomandă prudență și atenție. Berbec este o zi bună în general în care aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Sunt favorizate în special relațiile cu colegii de muncă și partenerii de afaceri, precum și demararea unor proiecte sau activități noi. Taur, în prima parte a zilei este posibil să intervine evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul stabilit. Nu vă îngrijorați, fiindcă schimbările par să vă fie favorabile. Gemeni, este posibil să suferiți o deziluzie în plan sentimental, dar sunteți capabili să o depășiți destul de ușor. Sunteți activ în societate și simțiți că prietenii vă sunt aproape. Nu neglijați odihna. Rac, aveți șanse mari să depășiți ușor eventualele dificultăți și să realizați tot ce v-ați propus. Relațiile sentimentale ar trebui să decurgă foarte bine, dar acordați mai multă atenție persoanei iubite. Leu, este posibil să faceți planuri în ceea ce privește o investiție pe termen lung sau demararea unui proiect nou. Menajați-vă sănătatea și nu neglijați odihna. Fecioară, este de așteptat ca relația cu persoana iubită să decurgă fără probleme deosebite. Aveți ocazia să petreceți împreună o seară romantică. Balanță, s-ar putea să fiți tentat să refuzați propunerea unei persoane apropiate de a face o mică afacere împreună. Analizați propunerea cu atenție pentru că sunt șanse ca afacerea să fie mai avantajoasă decât pare. Scorpion, în prima parte a zilei este posibil să aveți de făcut câteva drumuri scurte în interes profesional. Puteți fi optimist fiindcă aveți șanse să obțineți ceea ce doriți. Săgetător, în prima parte a zilei s-ar putea să aflați că în curând va trebui să faceți o deplasare în interes profesional. De asemenea, este o zi bună pentru a face planuri de viitor pe termen lung. Capricorn, la locul de muncă sau în afaceri pot avea loc schimbări care vă favorizează. Astăzi aveți posibilitatea să vă asumați noi responsabilități și să vă faceți remarcat. Vărsător, este o zi bună pentru comunicarea cu partenerul de viață și cu prietenii. Nu vă uitați promisiunile, aveți capacitatea să luați decizii corecte cu privire la chestiunile financiare. Pești, chiar dacă nu sunteți foarte mulțumit de situația financiară, forma fizică și psihică excelentă vă ajută să depășiți mai ușor grijile de zi cu zi. Pentru a evita surprizele neplăcute, încercați să contați numai pe banii pe care îi aveți deja. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă! Ce tare, ia mai de o dată să mai văd dată. Ce? Păi abonamentul meu? Da, mă, dă să mai derulez eu dată. Păi abonament pe Antena Play și derulez înainte și înapoi.